O să le spunem colegilor din colaboratorilor din presa scrisă, vorbită, mulți ani, o primăvară frumoasă, doamnelor, și multă sănătate. Mulțumesc. Să fiți sănătoasă. Da, o să vă iau. Aș vrea să vă feliciți cu dumneavoastră să nu rămână o abordare diferențiată. Da. O primăvară frumoasă. Că mai e. Primeam ești la casa de cultură, ca să aveți tot acolo. Ne-am întâlnit să vă prezentăm ultimele noutăți. Am început anul cu noi angajări. La sfârșitul lunii februarie avem 847 de posturi ocupate din cele 1102 posturi aprobate. Față de sfârșitul anului 2005 putem spune că s-au făcut angajări pe oncologie, doi infirmieri, s-a ocupat postul de jurist, trei asistenți pe chirurgie, trei medici, medic radiolog, medic primar, medic pe orele, medic specialist și pe anatomie patologică. Angajarea se va face la anatomie patologică cu 15 martie, întrucât abia s-a terminat examenul pe anatomie patologică. De asemenea, s-a ocupat pe registrator de anatomie patologică postul. Au fost scoase la concurs în perioada, de fapt sunt scoase la concurs în perioada imediat următoare, post de registrator pe ortopedie, jumătate de normă pentru registrator pneumologie, 4 posturi pe infirmieri, 2 pe cardiologie, 1 pe chirurgie infantilă și 1 pe neurologie, de asemenea post de psiholog, asistenți debutanți pe medicină internă, pneumologie, câte unul, 2 posturi pe laborator de analize, 3 pentru CPU și 3 pentru farmacie. Au fost publicate în Viața Medicală și posturile pentru medici. Au început înscrierile, de fapt astăzi este ultima zi de înscrieri și s-au înscris pentru ATI, pentru dermatologie, pentru oncologie, radiologie și CPU, așteptând poate și pentru psiatrie, pediatrie. Până în prezent nu s-a înscris nimeni. De asemenea, pe viitor dorim să scoatem și alte posturi de medici, pe chirurgie. Domnul doctor Arvătescu a solicitat un post de medic chirurg. În CPU, de asemenea, avem solicitare pe diabet zaharat, pe laborator, cardiologie și endocrinologie. Putem spune că spitalul este într-o continuă creștere a calității actului medical. Avem adresabilitate atât din partea medicilor cât și a pacienților. Pe posturile de medici scoase la concurs au fost medici din Arad care s-au înscris, din București, din Iași și Galați. Doresc să lucreze la spitalul nostru întrucât în ultimii ani s-au făcut investiții și modernizarea secțiilor cu aparaturi de ultimă generație. Anul acesta s-a achiziționat aparatul de radiografie, de radiologie complet digitalizat cu finanțare de la Consiliul Județean Neamț. Prima tranșă a fost acordată printr-un acord de parteneriat între Consiliul Județean și Primăria Romanului și tot odată avem promisiunea de la domnul primar Laurențiu Leoreanu că va face toate demersurile ca tranșa a doua în valoare de 482.000 de lei să poată fi aprobată la finanțare de către Consiliul Județean Neamț pentru a reuși să plătim integral aparatul de radiologie. De asemenea, dorim să achiziționăm și un CT prin bani de la minister. Tot anul acesta am fost incluși în programul național de ATI, dar ne dorim anul acesta să inițiem introducerea programului de hemodiafiltrare și plasmafereză pentru pacienții critici, adică pentru pacientul cu sepsis sever, la care se intenționează îndepărtarea pe această cale de citochine pentru a facilita refacerea organismului. O altă categorie... Dializă, dar o altfel de dializă decât dializa pacienților cronici. Se adresează doar pacienților cu sepsis sever sau pacienților care au o insuficiență renală acută instalată brusc pe perioada spitalizării.
De asemenea, dorim să accesăm programul național de traumă, care până anul trecut aveau acces doar centrele universitare și suntem în tratative posibil să se extindă și pentru celelalte spitale de urgență. Asta ar însemna că tot ce înseamnă material de osteosinteză în traumatologie să vină bani direct de la minister. Pe parte de chirurgie generală se dorește să se introducă dorința domnului doctor Arbătescu, iar dumnealui întotdeauna tot ce își propune și realizează, dorește să facă o nouă tehnică chirurgicală, să introducă RCP-ul. Este vorba de o colangiopancreatografie endoscopică retrogradă. Pentru aceasta are nevoie de un endoscop care spitalul îl deține și de un aparat röntgen cu braț C, pentru care este deja pe lista de investiții și credem că o să primim bani de la minister ca să-l putem achiziționa. Tot pe lista de la minister avem și un incubator neonatal de transport și un incubator neonatal de servocontrol. Despre lista de investiții din bugetul spitalului, Leo, dacă spui tu legat. Da, o să intervin, o să discutăm mai multe probleme, să zicem noi, administrative și bugetare, dacă nu mai sunt alte lucruri. De asemenea, dorim să achiziționăm echipament de protecție pentru personalul medical și auxiliar. Au început demersurile și vom achiziționa în continuare cazarmament pentru pacienți, perne, lenjerii, saltele, pijamale, pacienți. Ce n-am apucat să spunem anul trecut, că după conferința de anul trecut, la câteva zile, am primit o donație și nu am reușit să mulțumim celor care ne-au donat. Au fost din partea familiei Tărâță, au făcut o donație de 25.000 de euro, reprezentând un ecograf de ultimă generație. Legat de informări de la Ministerul Sănătății, legat de infecțiile nozocomiale, de prevenirea gripei, am primit informări legate de prevenirea gripei de sezon, măsuri recomandate pentru îngrijirea copiilor cu boală diareică severă, totodată restricționări legate de accesul vizitatorilor și dorim pe această cale să rugăm aparținătorii să respecte programul de vizită de luni până vineri între 15:20, sâmbătă și duminica 10:20. Totodată să spunem că totuși anumite secții de neonatologie și ATI, care sunt secții cu risc crescut de infecții nozocomiale, să fie restricționat accesul. Doamna doctor Popescu, vorbeam cu dumneaei și chiar spunea că o să roage să schimbăm un pic pentru un regulament intern orele de vizită, introducând o oră dintre 11 și 12, tocmai ca aparținătorii celor bolnavi să poată vorbi cu medicul despre evoluția pacientului. Și de la nivel național se vor realiza ghiduri și protocoale de combatere a infecțiilor nozocomiale și totodată ghiduri de utilizare a antibioticelor în spital. Tot doamna doctor Popescu de dimineață spunea că este o mare problemă cu sângele, cu stocul de sânge și dorim pe această cale să facem un apel către populație, cei care vor să doneze sânge, să se adreseze în policlinică la cabinet în vederea donării de sânge. Să completez așa cu câteva detalii. Unele dintre ele le știți, dar poate pentru marea majoritate a celor din Roman.
E vorba de, așa cum a spus și doamna manager, am avut în debutul acestui an o ședință de lucru, să-i spunem așa, cu președintele Consiliului Administrație la solicitarea domnului primar Laurențiu Leoreanu, în care am creionat câteva lucruri importante, am zis noi, care ar trebui să le avem în vedere în perioada imediat următoare, unele însemnând proiectare, altele însemnând continuare de lucrări importante. Un astfel de obiectiv este policlinica. E vorba de reabilitarea policlinicii din Roman. Așa cum știți, în policlinică își desfășoară activitatea mai multe instituții, printre care și spitalul nostru. E un demers, să zicem, anevoios datorită faptului că aici sunt mulți proprietari, oameni care au în concesiune sau încomodat aceste spații și trebuie găsită varianta legală pentru a putea contribui fiecare, dar ideea este că ne dorim să demarăm printr-o proiectare, o analiză în primă fază și după aia o proiectare, o temă de proiectare pentru acest obiectiv. Cum spunea doamna manager, pe lista de investiții este acest aparat de radiologie, care știți că și dumneavoastră l-am achiziționat, a ajuns la noi, s-a făcut recepția și s-a decontat prima tranșă de 550.000 de lei de la Consiliul Județean, lucru pe care, de fapt, mulțumirile care vrem să le adresăm Consiliului Județean pentru sprijinul și, din ce am înțeles, vor achita acest aparat într-o perioadă imediat următoare, după ce va fi pus în funcțiune conform avizelor CNCAN și legislației în vigoare. Diferența ar mai fi încă de 482.000, pentru care am făcut demersuri la Primăria Municipiului Roman pentru a înainta Consiliului Județean să poată fi prins în bugetul Consiliului. De asemenea, avem un obiectiv și am analizat modul de finalizare a lucrărilor de reparații capitale la corpul ABC al spitalului, care, așa cum știți, am mai făcut o parte și anul trecut, dar datorită faptului că s-au început lucrările relativ târziu, a fost necesară o reproiectare în urma unor modificări legislative, s-a schimbat soluția de proiectare, au fost necesare reautorizări pentru lucrările care le-am făcut, astfel încât n-am putut să facem o suprafață foarte mare. Ne-am dorit că în acest an să putem finaliza și acest obiectiv, atât datorită faptului că vom aduce reduceri la consumul de utilități, dar știți și dumneavoastră că o lucrare care nu e finalizată în timp se degradează și am putea să avem alte costuri suplimentare și de aceea ne-am dorit să-l putem finaliza și acest obiectiv. În discuțiile care le-am purtat cu reprezentanții de mediu din spital și cu reprezentanții primăriei, cu domnul primar, așa cum vă spuneam, este necesar atât proiectarea cât și executarea unor stații de epurare atât la spitalul nou cât și la spitalul vechi. Iar în acest sens am făcut memoriu către primărie, urmând ca cred că în prima ședință de Consiliu Local va fi prinsă pe ordinea de zi cheltuiala cu proiectarea pentru aceste două obiective. Lucruri care, așa cum v-am spus, pentru respectarea legislațiilor și a parametrilor de mediu trebuie să avem o mare grijă și de asta e un lucru, zicem noi, deosebit de important. Un alt lucru care aș vrea să vi-l mai spun, știți că am primit de la primărie, printr-o hotărâre de consiliu, 3 apartamente ca și locuință pentru medici. În momentul de față suntem împreună cu cei de la tehnic și administrativ pentru încheierea tuturor procedurilor legale, respectiv contractele de utilități care trebuie să făcute urmarea hotărârii pe Spitalul Roma, urmând ca într-o perioadă imediat următoare, deja medici care au venit la noi urmează să primească locuințe pentru medici până la lămurirea situației, până își vor achiziționa locuințe care ce își doresc dumnealor, dar pentru perioada de tranziție, pentru cei care vin,
Avem aceste trei apartamente și cele două garsoniere. Una dintre ele e eliberată de doctorul Polizov, care, așa cum știți, poate, dacă ați auzit, și-a încheiat colaborarea ca și angajat al Spitalului Român al Centrului de Primire Urgențe. A făcut o a doua specialitate pe psiatrie, a terminat și este angajat în Bacău la un spital de psiatrie cronici. Cu noi colaborează doar pentru gărzi, atât. Gărzi pe CPU. Și tot cu apartamentele, să spunem că aceste apartamente sunt pentru domnii doctori care vin din alte localități, cum sunt din Iași, din Târgu Neamț, din Bacău, nu sunt pentru medicii din Roman. În presă au apărut date de către Inspectoratul pentru Educații de Urgențe, o serie de deficiențe constatate la unitățile spitalicești de pe radia județului Neamț. Era aici consemnat și Spitalul Roman. Dacă ne puteți face câteva precizări referitoare la ceea ce vi s-a imputat și măsurile luate pentru a obține această autorizare de funcționare din punct de vedere al siguranței. Da, noi am făcut o programare în ceea ce privește remedierile, în ceea ce privește neregulile constatate în timpul controlului din ianuarie și, într-adevăr, nu a fost obținută autorizația de securitate la incendiu, la punerea în funcțiune a secției de psiatrie, de asemenea a spitalului nou. O parte din lămpile aferente iluminatului de securitate pentru evacuare nu sunt în stare de funcționare. Sunt acele lămpi pe care scrie ieșire sau arată săgeata spre ieșire, dar au fost remediate pe spitalul nou și pe spitalul vechi, au fost instalate. O altă problemă a fost că o parte din instalațiile electrice nu au fost verificate cu personal autorizat, erau verificate de către personalul nostru, electricienii noștri, și dumnealor au spus că nu, trebuie personal autorizat atât pentru instalația electrică cât și instalația de gaz. S-au făcut demersurile și am primit ofertele, urmează să chem contract cu cei cu care vom face verificările. O altă problemă a fost o parte din lămpile iluminatului de securitate de evacuare nu indica corect calea de evacuare, dar acum au fost remediat. Proiectul pentru hidranții interior și exteriori a fost dat și acum au fost trimis către ISU, tocmai spre aprobare. Legat de instruiri, de instruirea personalului, astea se fac lună de lună pe secții de către asistenta șefă și medicul șef de secție. Au mai găsit nereguli legat de pragul de la ușă, trebuie să fie mai mic de 2 cm și erau zone unde pragul era aproximativ 4-5 cm, s-a intervenit și s-a ajuns la 2 cm. Mai erau pe secțiile de chirurgie medicală și ortopedie ușile care separă cum intre pe secție, erau imediat lângă ușile de intrare în secție și trebuiau deplasate ca atunci când deschizi ușa să nu blocheze evacuarea. Au fost și ele mutate cu câțiva metri, un metru, doi metri în lateral. Deci noi spunem că suntem spre remediere și spre finalizare cu tot ce au cerut dumnealor. Și când sperați să primiți autorizația? Anul acesta trebuie. Trebuie să finalizăm întâi la psiatrie
lucrarea și după ce finalizăm lucrarea să depunem proiectul cu tot ce s-a lucrat cu termoizolația și cu șarpanta și abia după aia să ne dea autorizația. Iar la spitalul nou, la fel, trebuie să finalizăm cu partea din spate. I-a spus deja că aparatul de radiologie a fost în partea mea, era nevoie de construirea unui loc special pentru montarea sa. Ați renunțat la această idee sau veți monta din actualul spațiu al laboratorului? A fost și se va monta, el a fost adus și este oarecum montat, nu este finalizat în locația, în locația veche. Veche. S-a mutat soluția. Din cele trei încăperi, s-a căutat soluția în care încape. Soluția a fost să fie așezată într-o poziție în diagonală, tocmai ca să încapă. Tocmai să nu trebuiască să găsim altă locație, pentru că locația la care ne gândeam presupunea nu se putea, că era zid de rezistență și ca atare nu s-a pus în discuție să spargem vreo ceva sau să a fost pus în una din încăperile în care era un alt aparat care l-a mutat într-o încăpere goală. Domnul doctor spune că mai ales dările de sâmbătă și duminică sunt internale și pentru acest scop și că atunci, așa cum știu, acolo vin și pacienți cu un guturai, cu afecțiuni minore și pentru acest lucru dumnealui face propunerea de a solicita Direcției de Sănătate Publică Neamț să vă aprobe un fel de centru de permanență alături de CTU, unde să existe o gardă a unui medic de familie care să facă acest triaj, să preia din aceste cazuri minore care pur și simplu a spus că vă sufocă și vă exteriază. Într-adevăr, dumnealui are dreptate și la una din ședințele de Consiliu Medical a ridicat problema. Urmează să facem demersurile către DSP să vedem dacă într-adevăr se poate, că noi ne dorim, știți, dar trebuie să fie de acord și DSP-ul. Nu știu dacă mai este undeva în țară centru de permanență în curtea spitalului. De asta noi o să facem hârtie către DSP și o să primim răspunsul. Ați spus că ați primit de la Direcția de Sănătate Publică un protocol legat de conduită în cazul bolilor diareice. La spitalul de la Coman există cazuri de copii la care a apărut o asemenea afecțiune? Vă referiți la acel sindrom hemolitico-uremic? Nu, noi, mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut cazurile astea. Au fost într-adevăr internați pacienți cu diaree, dar o diaree cu Escherichia coli enteropatogen care nu dă sindromul hemolitico-uremic sau cu Shigella, microbi care pot fi tratați, nu au o evoluție severă a stării de sănătate. Care mai este situația internării la secția de copii cu acele nevoie respiratorii de care nu spunea până mai că sunt de ordine peste 1000? Noi am cerut acum doar internările, strict internările, nu și consultațiile din ambulatoriu. Ca și internări în pediatrie au fost cu pneumonii în luna februarie 119, iar cu insuficiență respiratorie 3 copii. La boli infecțioase au fost 5 copii cu insuficiență respiratorie și 14 cu pneumonii, iar în pneumologie 53 de internări în pneumologie din cele 53 de internări pe luna februarie 24 erau cu pneumonii, iar pe foi de zi 19 internări cu pneumonii. Iar pe boala diareică au fost în luna februarie 7 cazuri de boală diareică la copii, iar pe infecțioase 32 de cazuri.
cele trei infecții cu mărturiuni de care îmi vorbeați cu câteva șopșamări? Da, este o de la minister venit că trei infecții cu Clostridium trebuie raportate la minister, dar se referă la acele trei cazuri concomitente care sunt declarate infecții nozocomiale, pentru că avem pacienți care sunt transferați, să spunem, am avut pacient transferat de la Bisericani pe chirurgie toracică și care a venit cu diaree cu Clostridium. Acel caz a venit, nu putem să-l declarăm noi că este infecție nozocomială la noi, pentru că el deja avea diareea. Sau sunt pacienții care vin de acasă după un tratament prelungit cu antibiotice, că sunt antibiotice din familia chinolonelor și cefalosporinelor care favorizează aceste diarei. Și ca atare nu putem, dacă pacientul a venit de acasă cu diaree, să-l declarăm ca și infecție nozocomială. Se referă doar strict la diareile cu Clostridium care au apărut pe perioada internării la noi. Dar și ultima mea întrebare este legată de cele 800 de procese pe care o parte le aveți câștigate, o parte le aveți în executare, referitoare la acei cum le spunem noi, vechi bani care v-au creat probleme și de la care trebuie recuperate sume de bani. Dacă ați făcut aceste demersuri, ținând cont de faptul că Casa de Națională de Asigurări de Sănătate face presiuni asupra dumneavoastră să recuperați acele bani. Într-adevăr. Se găsesc ca și am înțeles eu ca și lipsă în buget. Într-adevăr, se fac presiuni, tocmai de în cauza asta și doamna avocat împreună cu doamna juristă și doamna contabilă au luat dosarele privind constituirea de parte civilă pentru sumele ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale acordate acestor pacienți pentru anii 2013, 2014, 2015, unde sentințele au fost finale și definitive. S-a început procedura de recuperare a acestor bani. În contabilitate sumele au fost trecute în cont de debitori. S-au trimis somații către familiile acestor persoane și o parte chiar au venit să plătească sau dacă nu au plătit integral, au făcut un angajament de plată. Dar cu ce e în stare de detenție? Că aveți cumva și în stare de detenție? Înseamnă că se suspendă pe perioada executării pedepsei și urmează să-și ia procedura. Poate aveți o situație? Da. Da. În fiecare lună, pe data de 25 ale lunii, raportăm către Casa de Sănătate, conform unui protocol, situația. Care sunt încă menținute în debite, care s-au recuperat cazurile noi intrate în fiecare lună, acestea sunt... trebuiesc raportate și monitorizate către Casa de Sănătate. Mulțumesc. Câte cazuri de acest fel aveți lunar sau pe an estimativ? Exact, diferă. Sunt luni în care avem câte 4-5 astfel de cazuri. Noi sunt luni când nu avem, sunt și luni cu 10-15 cazuri de vătămări sau accidente. Depinde. Marea majoritate sunt pe chirurgie. Iar sumele sunt diferite în funcție de cazul respectiv. Unii da, dar după care necesită spitalizare. Apar în urgență, după care sunt internați și se rezolvă cazul. Și banii sunt ceruți doar pentru cei care rămân internați, nu pentru cei care au venit în CPU. S-a rezolvat cazul în urgență, ea a avut o mică plagă, s-a rezolvat, a plecat acasă, nu intră în această situație. Intră, e altă natură, intră la poliție, se raportează, intră pe alt circuit. Aici vorbim doar de cele care... sunt în internate ulterior. Pentru proiectul cu Policlinica, puteți să ne dați câteva mărunte, înțeleg că se va face inclusiv o pasarelă și mai din ultimarea pentru conferința de presă între spital și Policlinica. Da, au fost discutate mai multe astfel de aspecte legate de circuit. Această idee cu pasarela a venit urmarea investigațiilor care se fac în incinta Policlinicii, atât la parte de radiologie, cât și parte de computer tomograf. Ne-am gândit că ar fi o variantă în care am putea să facem o legătură în acest fel, să rezolvăm problema.
E una din discuții, de asta vă spun, cealaltă discuție care, să zicem, ar rezolva într-un alt mod această problemă e construirea acelui, i-am zis noi, centru imagistic, care ar urma să este în momentul de față în studiu de prefezabilitate, care ar consta într-o clădire nouă, exact în oglindă cu UPU, în partea din spate a spitalului, în H-ul celălalt, să zicem așa, din spate, unde am dorit să avem un astfel de centru de imagistic care să includă radiologie, ecografie, computer tomograf și alte investigații de înaltă performanță, care urmează să fie demarat în această toamnă ca și proiect și depus la finanțare. Concomitent cu extinderea, de fapt extindere și modernizare ar însemna ambulatorul integrat pentru Spitalul de Urgență Roman, care atunci nu ar mai necesita transferul pacienților într-un alt corp. Am putea să rezolv. Dar dacă nu reușim să avem o finanțare, ne-am gândit și la o astfel de variantă. Finanțare pe fonduri europene? Da, fonduri europene. Nu, reabilitare termoenergetică. Înseamnă, da, de la partea de hidroizolație în partea a acoperișului, urmând termosistemul cu schimbarea ferestrelor pe partea de fațadă și terminând cu instalațiile de încălzire termice interioare. Deci nu se lucrează și la aspectul interior, nu o să facă. Ba da, păi dacă se schimbă și se igienizează tot și spațiile interioare. Asta ar fi o etapă finală cu instalațiile termice, deci calorifere, rețele de aducțiune, agent termic. Și banii? Păi asta vă spun. Toată lumea ar trebui să contribuie în cota procentuală pe care o are ca și proprietate sau administrare. Și inclusiv spitalul va pune o sumă de bani? Așa ar trebui, ca și pentru, de exemplu, spitalul, corpul nostru de spital în care funcționăm, este proprietatea primăriei, dar este dată în administrare spitalului, unde ne desfășurăm activitatea. La fel cum anumite lucrări de investiții care ne permitem noi să le facem, așa și aici, într-o cotă parte, dar suntem în etapa de analiză, am făcut o analiză pe ce înseamnă spații, câte, cine sunt cei care, știți că în policlinică, pe lângă medici care au în proprietate spații, sunt și alte instituții care își desfășoară activitatea. Direcția de Sănătate Publică, Medicină Legală, mai sunt instituții care și-au... Trebuie găsit... Proiectul policlinicii nu știu nimica. Adică noi nu... Am vorbit chiar zile trecute discutând cu doamna Ana Maria în perspectiva lucrării de, cum vă spuneam, de extindere și modernitare a ambulatoriu cu un studiu GEO. Discutam și de... Am revenit iarăși la schițele de la policlinică. Care, ea zice că ar exista totuși pe undeva, dar nu știu. Noi ne-am căutat cu soluțiile noastre peste tot. Piatra, București... La fel ca pentru orice clădire, când se realizează, chiar dacă sunt cele vechi, ele au fost pe un suport de hârtie la momentul respectiv. În momentul de față sunt, deja nu mai pot să suprapune că sunt alte compartimentări, trebuie făcute noi schițe, noi relevei care trebuie să autorizate și puse în, așa încât doar poate așa pentru noi, pentru istorie să ne mai trebuiască, dar de acum oricum va trebui refăcută documentația și arhivată în sisteme moderne pe computere, că aia veche, nu aia veche. Când puneți aparatul de radiologie în funcțiune exact? Estimăm data de 1 mai. 1 mai ar trebui să fie funcționat. Problema este de obținerea tuturor autorizațiilor de la CNCAN. E o etapă de autorizare, după aia etapa de instalare, toate se fac etapizat, vin comisii care verifică, e un regim foarte... Iar toate sunt programate, nu depind numai de noi. Noi ce a trebuit să cheltuim, cheltuiala noastră am făcut-o, toate documentațiile le-am depus. Toate aprobările durează aproape o lună de zile și astea o lună de zile cu plata pentru urgentare. Taxă de urgență. Taxă de urgență. Noi, ce a ținut de noi, am făcut acum... Noi am estimat 1 mai, tocmai și solicitarea către Consiliu, către primărie pentru Consiliul Județean a fost cu acest termen, cu 1 mai, ca să fie timp aproximativ 2 luni de zile pentru a se iniția un nou acord de parteneriat pentru diferența
de sumă. Deci, practic, a doua tranșă și diferența trebuie achitată până la 1 mai. Nu. Noi nu avem obligația după obținerea autorizației și punerea în funcțiune, în termen de 30 de zile. Noi obținem azi, punem în funcțiune, să fac toate documentele, facem recepția finală, după care, în termen de 30 de zile, se poate face plata. Noi, în contract, avem pusă clauza, putem plăti în termen de 60 de zile de la punerea în funcțiune. Nu vreau să pun rău în față. Noi am noi deja sperăm. Discuțiile preliminare care au fost făcute în acest care sens s-au făcut. Da, toate promisiunile așa au fost făcute, inclusiv de doamna președintă a Consiliului Județean a zis că ne va susține până la finalizarea acestui demers. Nu cred că, nu m-am gândit că ar fi... Noi ne... Așa. Cu Bulin. Da. Medici sunt mai mulți și solicitări sunt mai multe. Doamna manager chiar a spus și să înțeleagă medicii că noi încercăm să-i ajutăm pe cei care vin acum la noi, se angajează. Este greu, nu au de unde să-și iau o locuință sau până și iau o altă locuință și să așează cu familia sau fără. Le trebuie, au o perioadă și atunci venim în sprijinul lor pentru a-i ajuta cu aceste locuințe, neplătind niciun fel de chirie, le punem la dispoziție. Noi încercăm ca să avem un apart, să le punem la dispoziție apartamente curate cu utilități. Mai mult nu putem. Da. Acțiune de epurare. Puteți să-mi spuneți estimativ pentru aceste două stații necesare o sumă, o cheltuială? Sumele sunt destul de mari. Adică o investiție finală depășește 100.000 de euro pe partea de spital vechi și 150.000 de euro ar fi în partea de spital nou. Deci asta a legat ca și dimensiune. Investițiile sunt importante. Tocmai de asta vrem și discuția a fost cu domnul primar să demarăm partea de proiectare. În momentul în care vedem despre ce e vorba, s-ar putea să identificăm anumite proiecte sau anumite axe de finanțare care să fie pe partea de mediu și să putem, tocmai asta a fost ideea, să degrevăm bugetul spitalului sau Consiliului Local de astfel de investiții destul de mari. Să încercăm atragerea unor fonduri, așa cum încercăm și pe extinderea de ambulatoriu și cu acest centru de imagistică. Nu trebuie să înțelegeți. Noi avem în continuare această colaborare de 48 de ore, adică de 24 din 24, să ne zice tot, ne trebuie asta, acest serviciu. Am făcut solicitarea către minister pentru achiziționarea unui computer tomograf nou. Dacă s-ar putea, s-ar găsi surse de finanțare, au mai fost spitale care au beneficiat. De astfel de... Pentru computer tomograf, funcție de cantitatea de numărul de investigații și tipul investigațiilor, dar o medie în jur de 30-35 de mii de lei pe lună. Și fondul pentru analize medicale? Fondurile de analize medicale e alt aspect. Astea sunt sume care vin decontate din Fondul Național de asigurări sociale și se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate direct. În sumă, erau 220 de mii lunar. 22 de mii. 220 de milioane. 22 de mii. O întrebare care vine ca o completare a problemei ridicate de doamna Flora, și anume triajul la secția CPU. Care sunt prioritățile pe care sunt criteriile și ordinea de priorități cu care pacienții intră la medicul propriu-zis care face garda? Presupun că domnul care asigură paza din sala de așteptare nu are o pregătire medicală. De multe ori am observat că el este cel care ia deciziile, ce pacient intră și ce pacient așa. Nu, dumnealui este cel care ia deciziile. Prioritatea au pacienții care vin cu ambulanța. Și în funcție de ce prezintă pacientul, normal că are intietate, că dacă vine un stop cardiorespirator,
Îl ia pe dumnealui primul, nu stă să aștepte. Vine o plagă tăiată, înjunghiată, la fel, intră un accident rutier, au întietate. Cazurile care sunt mai puțin grave, normal că așteaptă poate un pic mai mult. Și în cazul în care un pacient este adus, eu știu, cu o mașină personală sau cu alt mijloc de chiar dacă este adus este cu... De grav. Da, întotdeauna vine, intră, se prezintă, spune ce are și în funcție de ce simptome are, îi se spune, mai așteptați că avem o urgență sau dacă e liber în CPU, este văzut. Tocmai e în funcție de ce simptomatologie prezintă fiecare. Tocmai aici este problema, că dumneavoastră a spus că pacientul intră și este văzut. Din păcate, în anumite cazuri, domnul care asigură baza nu oferă posibilitatea pacienților să intre, să fie văzut. Dacă în CPU sunt cazuri, și paturile sunt ocupate de pacienți și sunt văzuți de medicul respectiv, în momentul respectiv, într-adevăr, îi se spune să aștepte. După ce a fost eliberat patul respectiv, următorul care este în sala de așteptare intră și atunci spune și cel care a venit. Mă doare, am, în funcție de ce simptomatologie are dumnealui. Și atunci îi se spune... Intrați să vedem despre ce este vorba sau mai așteptați că este altul mai grav. Deci nu este lăsat nimeni să stea la nesfârșit. Este în funcție de câți pacienți sunt în sala de așteptare și de ce simptomatologie prezintă. Există planuri pe viitorul apropiat să reorganizați triajul pentru... Într-adevăr dorim, de asta v-am și spus, noi acum am scos la concurs post de medic CPU, s-a înscris o doamnă doctor și la viitoare, în momentul în care vom trimite spre viața medicală, vom scoate încă un post de medic CPU, tocmai să fie dimineața sau câte în ture, câte doi medici, eventual trei. Pentru că dacă sunt medici și atunci și pacienții sunt văzuți mult mai repede. Dacă este un singur medic și dacă îți vine un stop cardiorespirator, am fost de gardă, ultima gardă, au fost trei stopuri unul după altul. Un stop cardiorespirator înseamnă 45 de minute să-l resuscitezi. Păi dacă tu, medic, care ești singur, stai 45 de minute lângă acel pacient și ai terminat și îți vine următorul tot în stop, normal că afară ceilalți pacienți stau și așteaptă și sunt nemulțumiți, dar trebuie să înțeleagă că nu poți lăsa, procedura este de 45 de minute, nu poți să-i spui, domnule, lasă-l că au fost cazuri când după 40 de minute a apărut o linie puls pe monitor. Și atunci... Pentru câteva ore a fost trimis în ATI, într-adevăr, după aia s-a declarat decesul, dar vreau să spun că trebuie să existe și înțelegere. Nimeni nu stă să aștepte afară fiind gol înăuntru. Plus că și cazurile care sunt văzute, medicul, nu toți ajung pe secții. Este sala de unde sunt paturile, sunt 10 paturi. Acei pacienți stau acolo, li se pune o perfuzie, așteaptă analize. Acei pacienți trebuie văzuți de medicul care inițial i-a consultat. Vă dați seama dacă un pacient intră și vede gol și nu-i medicul, medicul este în salon. Păi nu trebuie să aibă grijă și de pacienții din salon, până când sunt trimiți pe secție sau până vine medicul să-i consulte, medic de specialitate, pentru că și consultul de specialitate se face în urgență în momentul în care este o urgență majoră, dar dacă nu ai analize, nu ai rezultate la ecografie, nu ai rezultate la radiologie, nu poți chema medicul de pe secție să ce? Să facă consultația care a făcut-o și medicul din CPU. Din cauza asta dumnealor stau și așteaptă și li se pare că pe de o parte au dreptate, eu nu zic nu, dar trebuie să se pună și în pielea medicului care este singur cu toți pacienții. Deci, până la urmă, problema este lipsa de personal medical. Păi, v-am spus, o să angajăm încă un medic CPU, iar în viitorul apropiat scoatem la concurs încă un post de medic de medicină de urgență. Ultima remarcă. Am observat în alte spitale din țară că la secțiile de primiri urgențe există un ghișeu unde un medic sau un asistent, nu știu exact ce pregătire are,
stă și face propriu trierea, triajul, da. Este și la noi acea cameră, dar din lipsă de personal nu stă nimeni acolo. Noi vom face, am scos la concurs 3 posturi de asistenți pe CPU, tocmai luând în calcul și unul din asistenți să stea să facă trierea, tocmai să fie cineva, să nu se mai spună că portarul face trierea. Să înțeleg că pe viitor vom avea da, acel ghișeu. Da, și da, da, da. Toate cazurile care vin la urgențe sunt de urgențe? Sau nu sunt toate. Și sunt da, și cazuri în care... discuții pe tema asta și la nivelul DSP-ului cu... și am rugat să ne sprijine cu centrele de permanență să, și noi să rugăm să informăm cetățenii că pentru un mic tratament, pentru o simptomatologie ușoară, pentru se pot pentru adresa, pentru că sunt medici acolo, medici care ar putea sau care au pregătirea să lucreze și într-un centru de permanență, medicii care și într-un centru de primire urgență. Deci se pot adresa, sunt asistenți medicali cu, cum să zic, cu diplomă în regulă, adică lumea nu trebuie să ferească de acele centre de permanență. Tocmai pentru asta sunt făcute, ca pentru intervenții ușoare sau alte lucruri care poate face, o cădere de calciu, ceva ușor, să poată adesa persoanele și acelor centre de permanență și să nu stea cu orele aici și exact cum spunea doamna manager, dacă îți vine o ambulanță care, așa e protocolul, trebuie primită, ți este rău, într-adevăr, poți sta și 2 ore sau 3 ore să aștepți dacă ai ghinionul să vină câteva urgențe din astea mari și, uite, un lucru ușor se poate rezolva în centru de permanență. Chiar vineri sunase doamna doctor Scarlat pe doctorul Arbătescu că întârziase, spunându-i că soțul a căzut pe scări și că stă de 3 ore la centru primiri urgențe în Spiridon și încă n-au intrat. Deci, și în alte părți se așteaptă mult. Întâietate au cazurile grave. La centrurile de permanențe nu ajung ambulanțe. Deci ambulanțele nu sunt acolo, deci sunt doar cazuri ușoare. Se poate duce pacientul ori cu o mașină, e mult mai simplu. La noi dacă vine cu mașina, e ca și cum nu anunță ambulanța. Ambulanțele, conform protocolului, au prioritate. Iar de la centrul de primire urgențe poate fi solicitată ambulanța să-l aducă la noi, la centru, la UPU. La UPU, da. Deci să... pot apela oamenii și acolo. Singura problemă vreau să sensizez. Site-ul nostru al spitalului a funcționat foarte bine până a funcționat acreditarea, era și o condiție pentru acreditare, după care a rămas așa. Și sunt niște normative care vă impun să prezentați salarizările personalului pe lună în urmă, să prezentați fiate statistice, nu mai sunt din octombrie sau septembrie anul trecut. Avem vreo problemă cu comunicarea? Da, cu... informaticianul dumneavoastră sau nu aveți sau... Avem informatician. Să luați o firmă, pentru că transparența... Uitați-vă la site-ul Spitalului Județean, cu știri la zi, se anunță activitatea din secții, ce au făcut medicii, foarte frumos prezentat. Deci, vedem la dumneavoastră, în afară de niște anunțuri de angajare, care se pun odată când le aveți, când se fac, în rest e nul. E, practic, mai bine îl faceți numai site de angajare. Nu, o să luăm în considerare ce ați spus. Am avut și 2 persoane din cadrul Serviciului de Informatică și Statistică. Au plecat, una în concediu de creștere copil, au fost, a trebuit să suplinească altcineva. Dar, într-adevăr, nu e neapărat, aveți dreptate și trebuie actualizate perioada. Da. Le trimiteți și găsim pe alte pagini de specialitate, de unde ne informăm cu statistici pe care ar trebui să le găsim la dumneavoastră și cei de acolo ne întreabă, dar site-ul spitalului, nu știu, că noi nu suntem. Aceste statistici noi le avem, într-adevăr n-au fost puse pe site, dar o să vorbim cu domnul de la serviciu informatic și o să le... Și le dăm la pe pagina domnului Finat era o similare unui cetățean de la Roman care relata o stare asemănătoare din ceea ce spunea colegul meu, un cetățean nemulțumit de modul în care la centru de primire urgentă și mai ales despre modul în care sunt tratați bolnavi din acele salari, din acele patru de unde trebuie ați făcut o investigație în sensul acesta, să vedeți ce e adevărat, ce pacienții... Într-adevăr, a fost la un moment dat o doamnă care a spus că a venit cu soțul operat pe inimă, nu știu, cred că e vorba despre aceeași pacientă cu disecție de aortă operată în Italia și i s-a făcut rău, dar a fost investigat, a fost văzut, trimis acasă,
acasă s-a simțit din nou rău, a venit a doua zi, dar nu punea probleme majore. Tratamentul tot la domiciliu l-a primit. Acum, într-adevăr, fiecare ne impacientăm în momentul în care știi că ai avut o operație pe cord și că ți se face rău, te gândești la ce este mai rău. Dar dacă ai fost văzut de un medic o dată, de două ori, de trei ori, înseamnă și ți s-a spus că totul este bine, înseamnă că acei medici și au răspunderea pentru ceea ce spun, nu? Da, totuși ea de cam în faptul că medicul de gardă, care se pare că era o femeie, a fi vorbit foarte, foarte mult. Ce să spun? Ce medic era? Nu știu, nu a spus. Nu știu că n-a spus. Da, e posibil să aibă dreptate, e posibil să mai știți cum, ca peste tot, nu există păduri câte fără uscători. Noi zicem că, în general, medicii noștri sunt niște oameni ok, niște oameni care cred că respectă pacienții, dar mai sunt și unii care... Depinde și de momentul în care a ajuns, depinde și de presiunea la care a fost supus medicul respectiv. Bun, dar asta într-adevăr, nu cu toții dorim să zâmbim, să vorbim frumos, dar cu toții spre sfârșitul programului poate... ne mai enervăm.